Bună ziua, dragi prieteni! Sper că ne auzim, sper că ne vedem. Au fost probleme tehnice de care n-am fost conștient. Nu am citit cu promptitudine mesajele dumneavoastră. Eu cred că acum sunt rezolvate aceste probleme. Sunt Mihai Namțu, vă transmit un gând bun de peste ocean. Peste 7000 de kilometri mă despart de România, însă gândul este alături de voi. Este un moment important, moțiunea de cenzură urmează să fie depusă, unii spun că poate să treacă, Ludovic Orban speră că acest lucru se va întâmpla și cu ajutorul lui Victor Ponta, alții mai trecuți probabil prin viață, precum Traian Băsescu, spun că nu va trece moțiunea. În orice caz este obligația opoziției întotdeauna să dea jos, sigur, un guvern incompetent și corupt. A fost cazul PSD-ului, 3 ani de zile, PSD-ul n-a făcut nimic, propriu zis, în afară de a crește datoriile publice, PSD-ul n-a reușit să producă bunăstare pentru România. Așa că vă mulțumesc pentru prezență, sper că ne auzim, sper că ne vedem. Vreau doar să-mi confirmați tot ce înseamnă aspectul acesta tehnic al comunicării și colaborării între noi. Vreau să le mulțumesc celor care, într-un număr foarte mare, anul acesta și luna aceasta, luna iunie, nu știu de ce, dar în orice caz luna iunie a fost o explozie de sprijin, suport pe platforma patreon.com/neamtu. Vă mulțumesc foarte mult, o să dau citire și celor care au hotărât să investească în această platformă liberă, unde noi, spre deosebire de televiziunile mogulilor, producem calitate. Ați văzut ce se întâmplă cu televiziunile mogulilor, doamnelor și domnilor? Acolo se reinventează personaje publice. La televiziunile mogulilor vedem politicieni de dreapta care merg să, sigur, complimenteze, dacă se poate, o figură precum Mihai Gâdea. Am spus foarte clar, închideți antenele, adică închideți cu, sigur, butonul telecomandei măcar, antenele, deschideți cărțile. Cele mai triste momente au fost cele în care am văzut oameni din zona radicală, împotriva ciumei roșii, da? Din zona care lupta cu PSD-ul la cuțite, venind în preajma acestor comunicatori de la Antena 3 pentru a-i complimenta, pentru a le spune că sunt buni analiști, pentru a le spune că sunt parteneri de dialog, etc., etc. În condițiile în care la Antena 3, eu, Bunohan, am fost făcut neonazist și neolegionar de fiecare dată, în condițiile în care la Antena 3 vedem niște răspopiți reinventați în postura de, știu și eu, troglodiți și mai ales de sirene ale unui securist precum Dan Voiculescu, Antena 3, care trebuia din punctul meu de vedere să fie de mult timp trasă la răspundere pentru asasinatele morale pe care le-a produs în ultimii 10 ani de zile, figuri importante ale inteligenței românești, mai ales ale inteligenței conservatoare de dreapta. Mă gândesc acum la un Horia Roman Patapievici, au fost tocați mărunți, da? Tocate mărunți și personalități precum Andrei Pleșu sau, știu și eu, de ce nu, Gabriel Liceanu, s-au trezit scuipate pe stradă din pricina acestor campanii ale urii pe care Antena 3 le-a declanșat. E bine, iată, totuși dreapta, chipurile, găsește cu cale să îndulcească tonul în relația cu bunoare Victor Ponta, cu Mihai Gâdea și să ne propună o nouă strategie de comunicare radical diferită de strategia din campania electorală. Dar așa sunt la noi politicienii, doamnelor și domnilor. Astăzi sunt ciumă, mâine sunt mumă și uite așa ne înfrățim cu Gâdea până salvăm România, în ghilimele, sigur am pus cuvântul salvăm. Am săturat de acești salvatori, vorba lui Adrian Papahagi, pentru mine există un singur mântuitor sau salvator, el este Iisus Hristos. Restul salvatorilor sunt falși salvatori și ne putem oricând lipsi de sprijinul lor, nu-i așa? Până la urmă, cei închipuiți, cei care cred că pot să îi salveze pe alții fără să se fi salvat pe ei înșiși, iertați-mă, au o mare problemă de discernământ moral. Da? Domnul Barna, care e un ateu declarat, de la Ion Iliescu încoace n-a mai avut un lider politic care să se declare ateu. Domnul Barna, care consideră că doar copilăria e compatibilă cu creștinismul, acum am citat dintr-un interviu pe care l-a dat tot la o emisiune de televiziune. Domnul Barna nu cred că ne poate vorbi nouă de salvarea nimănui. Să sună eventual salvarea, dacă are nevoie de salvatori. Pe noi ne interesează oamenii care au umilința de a ști că ei înșiși trebuie să se îmbunătățească înainte de a îi salva pe ceilalți. Ne trebuie doar oameni politici care știu că poți într-o societate, într-o țară, să muți, dacă vrei, nivelul de competență și, până la urmă, decență
de la nota 5 la nota 7, de la nota 7 la nota 9, în niciun caz nu poți să chipurile salvezi o țară când tu însuți te afli într-un marasm moral. Marasmul moral îl văd și acolo unde nouă ni se predică lupta cu sistemul, dar băieții, da, din spatele acestor noi formațiuni sunt complet mufați la banii sistemului. Foarte interesant, USR-ul propune ca magistrații să n-aibă nicio răspundere, da? Legea răspunderii magistraților pentru ei este incomodă. Foarte interesant, după 15-20 de ani de manipulări în care dosarul penal a fost instrument politic, riscăm cu USR-ul la putere să rămânem în aceeași zonă și, în plus, vreau să vă imaginați ziua în care USR-ul va pune judecător la Curtea Constituțională. Vă dați seama ce se va întâmpla, da? Probabil că aceste cupluri gay la care se gândește domnul Barna în această perioadă, fiindcă e o perioadă pe care ei o revendică, vor primi prin decizie a Curții Constituționale dreptul de adopție a copiilor. Trebuie să ne explice domnul Barna cum s-ar descurca cu alăptatul, mai ales doi bărbați, cum s-ar descurca cu sarcinile pe care, sigur, o mamă le are în mod natural față de un copil. Nu știu exact cum domnul Barna își permite în țara noastră să vorbească despre aceste experimente sociale în condițiile în care 99% din români, 92% din cei prezenți la referendum în orice caz, spun că nici un bărbat nu poate înlocui o femeie atunci când vine vorba de sarcina creșterii copiilor. Domnul Barna, ați auzit? Pentru români, pentru 99% din români, niciun bărbat nu poate să înlocuiască o femeie atunci când vine vorba de obligația creșterii unui copil. O mamă știe să cânte, o mamă știe să alăpteze, o mamă știe să hrănească și spiritual și material un prunc, așa cum un bărbat care nu se poate, sigur, trezi peste noapte însărcinat, nu? Nici măcar cu cele mai radicale intervenții tehnologice, lucrul acesta, slavă Domnului, nu este posibil, habar nu are ce să facă în fața unui copil care fie gângurește, fie plânge și cere afecțiune. Iată însă că pentru domnul Barna, această inginerie socială pe care unele comunități radicale vor să o experimenteze, reprezintă o soluție pentru România, pe semne că domnul Barna a găsit soluția la, sigur, criza demografică, să avem bărbat cu bărbat care vor crește copiii. Da? Asta este varianta în care, sigur, domnul Barna vede o alternativă la situația actuală. Probabil că și domnul Barna și domnul Cioloș au rezolvat problemele de creștere a copiilor în propria lor grădină, în propria lor ogradă și le și spun de altfel domnul Barna, domnul Cioloș, ocupați-vă de creșterea propriilor copii, când ați terminat de crescut proprii noastre copii, când copiii dumneavoastră sunt înfloritori în viața lor personală și profesională, atunci veniți să ne spuneți și nouă, românilor de rând, cum trebuie crescuți copiii. Până atunci, ciocul mic și la revedere, pentru că ne-am săturat de aroganța dumneavoastră și a tuturor tehnocraților care, repet, vorbesc despre lucruri care nu au trecut prin fața lor niciodată. Da? Domnul Barna, repet, recent a făcut o declarație că în România ar trebui să ajungem în 2 ani de zile, în 5 ani de zile, în situația în care copiii pot fi adoptați de către bunoară doi bărbați care declară că sunt, sigur, de orientare homosexuală. Sunt total împotriva acestui lucru. Este un experiment pe care o societate, fie ea occidentală, fie ea orientală, nu și îl poate permite. Nu poți contrazice legile naturii. Niciodată în istoria umanității bărbații, da, n-au putut să înlocuiască femeile, mai ales atunci când vine vorba de această vocație a paternității și a maternității care trebuie să rămână complementare, vocația creșterii copilului, vocația până la urmă îngrijirii unui nou născut aparține în primul rând mamei și acest lucru se vede din legile firii, din legile naturii. Te uiți ce se întâmplă în regnul animal, te uiți la ce face o căprioară, te uiți la ceea ce face orice făptură vie, orice mamifer. În mod clar, în mod absolut decisiv, diferența între bărbat și femeie, între mascul și femelă este absolut evidentă. Numai pentru domnul Barna această diferență nu mai este importantă. Băieții ăștia vor să schimbe legile firii, băieții ăștia vor să schimbe
legile naturii și așteptați-vă, repet, așteptați-vă să ajungă ei să pună mâna pe Curtea Constituțională și veți vedea ce se va întâmpla. Nu o să mai fie nici referendum, pentru că ei oricum disprețuiesc părerea poporului când vine vorba de legile firii. Nu o să mai fie vorba de consultarea democratică a celor care plătesc în țara noastră taxe și impozite. Băieții ăștia o să vină și o să decidă singuri, da? Pentru că i-am cunoscut și am stat de vorbă cu ei ce și cum în materie de, sigur, adopție de copii. Asta nu înseamnă că nu e de făcut ceva în privința bunoare copiilor aflați în instituțiile de stat. Cred că adopțiile copiilor trebuie să fie mult mai facile și în orice caz ele trebuie făcute de către cei care au această dimensiune complementară, masculin-feminin. Este, dacă vreți, polaritatea arhetipală pe care o găsești și în cosmos. Dar despre altceva vreau să vorbim astăzi, doamnelor și domnilor, anume despre ce anume va reprezenta diferența între guvernarea de dreapta și guvernarea de stânga. Haideți să vedem și întrebările noastre, v-am promis că le voi citi. Data trecută au fost probleme, acum vreau să le citesc și nu uitați să puneți întrebările dumneavoastră cât se poate de repede. Din punctul meu de vedere, dreapta și stânga trebuie să însemne, în primul rând, o viziune diferită despre educație, despre sănătate, despre cheltuirea banului public în zona de infrastructură. Recent, niște generali ai armatei americane au venit în România și au spus că, și acum îl citesc pe George Friedman, în caz de război, doamnelor și domnilor, în caz de invazie a României de către trupele, să spunem, rusești, da? După modelul Ucraina, în cazul prezenței, să spunem, unor trupe rusești în Republica Moldova și a unui conflict armat, Doamne ferește, România, chiar dacă are trupe NATO pe teritoriul ei, da? Pe teritoriul țării noastre, va avea mari probleme să se apere. România nu este astăzi cu infrastructura actuală capabilă să se apere, ceea ce înseamnă că infrastructura reprezintă un element de siguranță națională. Infrastructura însă nu poate fi rezolvată fără o reformă teritorială administrativă. Avem județe cum ar fi Bacău și Vrancea, da? În care o lucrare făcută pe, nu știu, un drum județean, da? În județul, să spunem, Bacău, nu mai continuă în județul Vrancea, pentru că baronul din Vrancea e supărat pe cel din Bacău, pentru că pur și simplu n-are chef și așa mai departe. Și atunci avem, culmea, cetățenii acestei țări care plătesc în taxe și impozite, aici sunt banii dumneavoastră, spunea cineva, un clasic în viață, și trec dintr-un județ într-altul și văd o radicală diferență de, până la urmă, știu și eu, calitate în întreținerea lucrării de infrastructură. Asta nu mai poate continua. Deci avem nevoie de o reformă în zona transporturilor și de o viziune integrată asupra modului în care diferite rețele feroviare trebuie să comunice cu celelalte rețele de transport. De asemenea, ne trebuie o viziune integrată asupra administrației publice, asupra administrației centrale și locale. Nu cred că ne mai putem permite să mergem cu modelul din 1964. Județele au fost trasate de către regimul Ceaușescu. Eu cred că o reformă administrativă este imperativă. Sunt comunități, doamnelor și domnilor, în România, unde 7, 8, 10 oameni lucrează la primărie, poate chiar 20. Am auzit de orașe în care sunt 1000 de angajați la primărie. Orașul Moinești, de pildă, are aproape 1000 de angajați la primărie. Vă dați seama ce înseamnă asta? Asistență socială, etc., etc., etc. În condițiile în care nu există firme private care să aibă același număr de angajați în aceeași comunitate. Deci trebuie neapărat să facem o reformă administrativă ca această întreagă aristocrație bugetară, mufată la banul public, să nu mai consume în absența productivității. Da? Nu ai produs, nu mănânci. Cine nu muncește să nu mănânce. Și munca trebuie valorificată sau trebuie verificată, iertați-mă, în termen de eficiență. Dacă tu stai în primărie de dimineață până seara și n-ai produs o valoare adăugată pentru comunitate, trebuie să pleci. Viziunea de dreapta este, repet, una exigentă în raport cu banul public. N-ai voie să cheltuiești banul public pentru a întreține o armată de bugetari care nu produc nimic, absolut nimic în ceea ce privește nivelul de viață al cetățeanului. De asemenea, ar trebui să vedem cum anume va arăta politica externă, dreapta și stânga. Mă bucur că Partidul Național Liberal vrea să ia puterea, felicit toate eforturile opoziției care țin de, până la urmă, îndepărtarea unui guvern incompetent și corupt, cum este guvernul PSD, mă bucur pentru asta
și aplaud acest demers. Ne trebuie mai multă responsabilitate. Și îmi pare rău că useriștii vor să se ascundă și vor să fugă de responsabilitate. Aici, da, Rareș Bogdan are dreptate atunci când îl critică pe Dan Barna. Dan Barna se face că nu știe și că nu vede că România are nevoie de o altă filozofie la guvernare, însă care este această filozofie? Și rolul meu, probabil și ca filozof, este să vă spun că dreapta și stânga, încă o dată, în privința bunoară politicilor externe ale țării noastre, trebuie să difere. Politica externă a unui guvern de dreapta trebuie să fie o politică, doamnelor și domnilor, pro-atlantistă și pro-americană. De ce? Până la urmă, pentru că astăzi marea bătălie în lume se dă între China și America. Cine nu înțelege asta, mai trebuie să citească. Influența pe care China o are asupra unor guverne din Europa, inclusiv asupra Ungariei, dar nu numai, este una nocivă. Prezența spionilor chinezi în zona militară, chiar și în Marea Britanie, este una suspectă. De asemenea, China caută să-și până la urmă, garanteze accesul în zona Mediteranei, în portul Pireu, bunoare, ei controlează 51% din acțiuni și atâtea și atâtea alte încercări de ale lor de a controla, până la urmă, resursele în Africa și deciziile politice în Europa sunt încercări reușite. Recent, Emmanuel Macron a hotărât să bată palma cu chinezii pentru a le vinde 300 de avioane Airbus, în condițiile în care, repet, China continuă să lupte împotriva Americii în ceea ce înseamnă supremația pentru tehnologia 5G. China are un aliat în Franța, Franța se opune Americii și lucrul ăsta trebuie să ne dea de gândit. Care este poziția României? Care este viziunea pe care un guvern de dreapta trebuie să o aibă asupra relației cu bunoară America versus Republica Populară Chineză? Noi trebuie să fim categoric de partea Americii, categoric de partea lumii libere, categoric împotriva regimurilor autocratice și autoritariste care sunt responsabile, între altele, pentru incendierea a peste 2000 de biserici bunoare în China în anul 2016. Peste 2000 de biserici într-o singură provincie au fost fie distruse, fie incendiate și lucrul acesta trebuie să ne pună pe gânduri. China, care iată ține în continuare mii de studenți care au fost prinși în piața Tiananmen acum 30 de ani în închisoare, China reprezintă un veritabil pericol asupra lumii libere și trebuie, din punctul acesta de vedere, politica externă a României să fie net pro-americană și mult mai puțin ambiguă. De asemenea, văd importanța aici unei diferențieri a politicilor dreptei față de viziunea lui Macron. Dacă USR-ul este complet îndatorat și Cioloș, bineînțeles, dacă USR Cioloș este complet îndatorat, este un grup politic complet îndatorat lui Emmanuel Macron, după părerea mea, Partidul Național Liberal și PMP trebuie să fie mult mai solidare cu America și mult mai puțin solidare cu Germania atunci când vine vorba de, repet, relația între Europa și Statele Unite, mai ales relația între NATO și Uniunea Europeană. Cine are teorii cu privire la o armată europeană, cine crede că relația între Germania și Rusia poate fi trecută cu vederea, cine crede că subminarea proiectului de independență energetică a Poloniei este legitim prin tot ceea ce s-a întâmplat între Gazprom și guvernul Germaniei Federale, cred că greșește, trebuie să asumăm din punctul acesta de vedere o viziune mult mai compatibilă cu ceea ce propune bunoara astăzi Mike Pompeo în calitate de lider al diplomației americane. Vă rog să vă uitați la declarațiile lui Mike Pompeo și veți înțelege mai bine ceea ce spun. Doamnelor și domnilor, de asemenea văd importanța unei filozofii diferite asupra educației. În România, investiția în educație poate să genereze o creștere a PIB-ului de 10%. Dacă mâine în România am avea 20 de licee care ar crește ca într-o pepinieră, în 20 de licee ai putea să ai măcar 100 de tineri într-un singur liceu, 100 de tineri, deci 20 de licee ori 100 de tineri, faceți dumneavoastră calculul, peste 2000 de IT-iști care încep la 14 ani să învețe tot ceea ce înseamnă până la urmă secretele programării, coding, cum se spune astăzi. Acești tineri ar putea să câștige la 15-16 ani peste 3-4 mii de euro pe lună, ar putea să rămână în țara noastră din multe motive, inclusiv pentru că ei primesc o educație gratuită în aceste școli, ai putea să ai profesori
în liceele acestea tehnice dedicate industriei IT, bine plătiți, profesori cu 3, 4, 5 mii de euro pe lună, plătiți de către, sigur, industriile anexe, conexe și de către, de ce nu, de către stat, în acest fel ai putea să ai în România un Silicon Valley performant, eficient, care cu adevărat să aducă creștere economică, mult mai mult decât aduce în România astăzi creștere economică industria lonului, bunoară, fabricile de textile, unde femei absolut dedicate și minunate muncesc pentru un salariu de 100, 1000 de lei pe lună, 1200 de lei pe lună, 1300 de lei pe lună, în orice caz, nu mai mult de 1500 de lei pe lună, de dimineață până seara muncesc ca să facă, sigur, ceea ce știm că se face și în Vietnam și în Thailanda, să facă haine sau să facă poșete sau mai știu eu ce, care apoi se vor vinde cu sute sau mii de euro în diferite magazine ale lumii. Industria lonului nu ne aduce valoare adăugată, industria IT ne aduce valoare adăugată, așa că sper ca dreapta să aibă o viziune mult mai favorabilă industriei IT și niciun caz să nu propună suprataxarea acestor industrii care sunt industriile de mâine, industriile viitorului. Doamnelor și domnilor, cred că și în privința sănătății, dreapta și stânga trebuie să aibă o filozofie fundamental diferită. Dreapta trebuie să încurajeze competiția între furnizorii serviciilor de asigurare de sănătate. Tu trebuie să ai în țara noastră altceva decât monopolul Casei Naționale de Asigurări. Dezastrul care s-a produs la colectiv poate fi reluat mâine și România va fi în aceeași situație în care manageri de spitale ridică din umeri, spun că n-au ce să facă, n-au ce să propună alternativă la sigur sistemul de stat și în condițiile acelea vor muri pe capete, Doamne ferește, vor muri pe capete iarăși tineri în țara noastră și nimeni nu va plăti. Ce s-a întâmplat la colectiv? Iată, în 2013, acum 6 ani de zile, ar fi trebuit să provoace o reformă radicală a sistemului de sănătate. Ar fi trebuit să genereze o competiție la nivelul furnizorilor de servicii de sănătate. Ce s-a întâmplat la colectiv? Ar fi trebuit să promoveze ideea de competiție între managerii de spitale. Nu s-a întâmplat asta și, repet, vom fi în aceeași situație peste un an, peste doi, peste cinci, dacă un dezastru se va produce pe șoselele din România sau în alte cluburi sau mai știu unde. Se va produce același dezastru și nimeni nu va răspunde. Da? Vreau să citesc, iertați-mă, niște comentarii, niște întrebări. Multă lume îmi spune că trebuie să scăpăm de ciuma roșie. Înțeleg această formulă, nu mai vedeți, e complicat atunci când ciuma roșie ajunge să bea cafeaua cu opoziția. Recapitulând acum și încheind cumva această intervenție, pentru că nu vreau să fie o intervenție foarte lungă, cu regretul că dreapta și stânga nu au ajuns să fie articulate ca filozofii de guvernare foarte diferite în România, cu regretul că în țara noastră mai mult declarațiile incendiare și false adesea cu privire la, sigur, putere și opoziție prind și nu propunerile cu adevărat coerente și argumentate, cu regretul că în țara noastră un Victor Viorel Ponta a ajuns să fie reabilitat în condițiile în care noi am aruncat 30 de arginți ca oricărui trădător, în condițiile în care Victor Viorel Ponta nu numai că a făcut de rușine sistemul de învățământ prin plagiatul lui absolut cunoscut, ci chiar s-a apropiat de Erdogan și de alți lideri autoritari, inclusiv de lideri ai Chinei comuniste, trădând interesul național, iată-l pe Victor Viorel Ponta, chemat la Cotroceni, devenit actor în chipurile procesul de europenizare a politicilor României, făcând selfie cu ceilalți lideri ai partidelor din România, în afară de PSD și de UDMR. Iată-l pe Victor Viorel Ponta reinventat, doamnelor și domnilor, nu înțeleg cine face asta, dar eu personal mă voi opune întotdeauna acestor reevaluări care nu au la bază adevărul, ci minciuna și efectul propagandistic. De aceea spun că aș vrea ca dumneavoastră, cei care faceți parte dintr-o comunitate educată, dintr-o comunitate inteligentă, dintr-o comunitate informată, nu? Pentru că efortul nostru este mereu acela de a vă conecta, de a vă pune la dispoziție informații care în alte locuri nu circulă. Sper ca dumneavoastră niciodată să nu faceți asta, să nu credeți în schimbarea peste noapte a unor politicieni care nici măcar n-au asumat o minimă pocăință. Victor Viorel Ponta, cel care se vedea cu Plahotniuc de nenumărate ori la Chișinău și care probabil că a fost și plătit de Plahotniuc, da, direct sau indirect. Victor Viorel Ponta, care a avut față de Republica Moldova o atitudine de trădător,
Și care, până la urmă, n-a fost foarte diferită atitudinea lui, nu față de atitudinea lui Dacian Cioloș. Uitați-vă la declarațiile lui Comănescu din guvernul Cioloș față de Republica Moldova și față de Plahotniuc. Uitați-vă la ce a făcut Dacian Cioloș când s-a dus la Chișinău și a dat 60 de milioane de euro guvernului controlat de Plahotniuc. Atenție, pentru dumneavoastră care sunteți oameni inteligenți, care sunteți oameni informați, lucrurile acestea trebuie să conteze. Eu cred că adevărul este important. Eu cred că a spune adevărul, chiar dacă este dificil, nu? E singura cale către progres. Pentru dumneavoastră cred că aceste lucruri contează, chiar dacă alții preferă, repet, sunetul propagandistic și doar declarațiile incendiare. Dincolo de declarațiile incendiare, da? Hoții la pușcărie, noi aici stăm și cumpănim. Noi aici stăm și judecăm. Nu poți să spui despre Mihai Gâdea că e un analist rafinat sau mai știu eu cum, în condițiile în care Gâdea, repet, a orchestrat execuții publice ale unor personalități care au contat pentru o creștere spirituală a României în ultimii 30 de ani. Nu poți să faci asta. Nu ai cum să fii credibil când faci asta, da? Mă declar dezamăgit de asemenea încercări de reevaluare a celor care, repet, au pe mână o televiziune a unui securist care nu numai că a trădat, sigur, relațiile de familie în care el a crescut, mă refer la Dan Voiculescu. Securistul Voiculescu a trădat și interesul național de atâtea și de atâtea ori, da? În condițiile astea, chiar mi se pare jenant să fii prezent în studiourile Antena 3 fără să spui adevărul. M-aș duce la Antena 3 pentru a spune adevărul, pentru a devoala întregul mecanism de fraudă morală și intelectuală pe care acești indivizi l-au pus la punct. Gândiți-vă la frauda pe care au produs acești indivizi în ultimii 20 de ani. Gândiți-vă la felul în care au inversat valorile. Gândiți-vă la faptul că în țara noastră adevărul și minciuna au ajuns să fie confundate. Gândiți-vă că în țara noastră au ajuns să fie amestecați oamenii competenți cu oamenii incompetenți ca să pară că, până la urmă, diferența este minimă. Această strategie de, repet, amalgamare a criteriilor este o strategie toxică. Într-o țară în care nu mai vezi diferența între bine și rău, într-o țară în care între boală și sănătate nu mai poți să distingi, pentru că arbitrii, cum ar veni discernământului public, fac în mod intenționat acest amalgam, într-o asemenea țară, da, pierzi milioane de oameni valoroși. Și aceste milioane de oameni sunt adesea plecate peste hotare, uneori pentru totdeauna, cum sunt cei care îmi scriu din Canada, alteori pentru, să zicem, 6 luni, cum sunt cei care ne scriu din Italia sau din Spania. Milioane de oameni au părăsit țara noastră și pentru că în țara noastră ei au văzut că cel valoros, cel care este cu adevărat corect și cinstit, nu este promovat, în timp ce mincinosul, da, propagandistul, omul de curte al fostei securități sau al fostului Partid Comunist, ajunge departe. Asta s-a întâmplat și această absență a criteriilor morale ne-a dus unde ne-a dus. Trebuie să te duci deci la Antena 3. Doar pentru a spune adevărul și nu pentru a-i cocoloși sau pentru a-i flata, sau pentru a-i face și pe ei să se simtă bine. Se simt destul de bine. Din salariul pe care îl primesc de la un fost securist, stați liniștiți, se simt foarte bine. Și ei și ceilalți care au fost plătiți de Sorin Ovidiu Vântu au dus-o bine mersi în această tranziție lungă de 30 de ani, au dus-o bine mersi. Cine nu o duce bine în țara noastră, nu o duce adesea omul cinstit. Nu duce cel care nu știe să facă contracte cu statul. Cel care nu știe ca Dragoș Pâslaru să se ducă să ia banii de la Vântu, iertați-mă, de la Vâlcov sau de la bunoară Dragnea. Ăștia nu știu să o facă și, prin urmare, oamenii cinstiți nu știu să o facă și nu o duc atât de bine. Dar, uite, alții știu. Alții știu să se descurce, știi? Asta pe mine mă șochează. Cei care s-au descurcat în ultimii 30 de ani, cei care au reușit să se împace cu Victor Viorel Ponta, Caramitru Junior, da? Cel care avea parteneriate cu guvernul Ponta, da? Domnul Barna, care avea contracte cu guvernul lui Stroie, da? Care era uselist, nu? Penal. Iată, oamenii aceștia care au făcut tot ce au știut ca să obțină bani publici, aceștia vor să salveze România, nu? Foarte rar vezi oameni dornici să salveze România veniți din mediul privat. Domnul Cioloș nu știu dacă a vândut un kilogram de mere
sau de, eu știu, cireșă, că tot e sezonul. Nu știu dacă a stat o zi în mediul privat, domnul Cioloș, să vândă un kil de lapte, să vadă cum este pentru un fermier român să vândă un kil de lapte, da? Când subvențiile fermierului român sunt de 5 ori mai mici decât subvențiile fermierului francez. Alo, domnul Cioloș, vă spune ceva povestea asta? Pe când dumneavoastră erați comisar pentru agricultură, ce bani primea fermierul francez? Întâmplător sunteți căsătorit cu o franțuzoaică, nu spun că ar fi vreo legătură între asta și politicile Uniunii Europene. Dar zic așa, dumneavoastră care ați cerut sprijinul socialiștilor francezi ca să fiți comisar, al socialiștilor, da? Ciuma roșie la Bruxelles nu mai e roșie, da? Ciuma roșie la Bruxelles are orice culoare vrem noi. Așa ne place să o redefinim. Da? Ciuma roșie la Bruxelles ne ajută să fim comisari. Când ajungem comisari la Bruxelles, sprijinim fermierul francez și nu îl sprijinim pe cel român. După aia venim în România și aburim pe români și le spunem că da, noi știm care este secretul. Secretul pentru ce, domnul Cioloș? Secretul pentru curvăsărie politică? Secretul pentru transgenderism politic? Secretul pentru o viziune care este, până la urmă, lipsită de coerență doctrinară și de substanță și de adevăr? Da, pentru asta poate sunteți pregătit. Dar în rest, cine să vă creadă? Când vine vorba de interesul național, când vine vorba de interesul românului de peste Prut, ce ați făcut dumneavoastră pentru a slăbi forța lui Plahotniuc, domnul Cioloș, vă întreb, apropo de patriotism? Le-ați spus românilor din Moldova că Moldova trebuie să se unească cu ea însăși. Nu-i cam obraznic, domnul Cioloș? Să-i spui unui copil orfan, unui copil care n-are protecția mamei sau a tatălui, să-i spui unui copil lăsat pe drumuri, unește-te cu tine însuți. Ce sunt vorbele astea filozofice? Dar v-ați unit noastră cu propriul sine sau ce ați făcut de le știți atât de bine, nu? Gândiți-vă ce declarație politică, da? Să spui celor din Republica Moldova, Moldova trebuie să se unească cu ea însăși. Alo! Unui stat capturat, ce fel de filozofie îi vinzi? Da? Plahotniuc călărea toate instituțiile din Republica Moldova și ne-a venit deșteptul de Cioloș să ne spună că Republica Moldova trebuie să se unească cu ea însăși. Hello? Chiar așa? Cine-i trădător? Cine-i mincinos? Cine-i nepăsător? Când am spus eu că oamenii ăștia lasă interesul românilor din Moldova în ghearele unor oligarhi, mi-au sărit în cap. De asta e pur adevăr. 60 de milioane de euro a aprobat guvernul Cioloș, bani care s-au dus în buzunarele lui Plahotniuc. 60 de milioane de euro. Și n-a pus nicio condiție. 65 de milioane, a mai adăugat 5. Când a ajuns Cioloș la Chișinău, a mai crescut suma de la 60 la 65 de milioane de euro pentru un guvern pe care oligarhul Plahotniuc, astăzi căutat de Interpol, îl controla până în ultimele sale capilarități. Vă dați seama despre ce vorbim? Adevărul, dragii mei, trebuie rostit. Și puse aceste întrebări, nu spun, n-am nimic cu nimeni. Deci oamenii pot să fie și supuși greșelii, dar recunoaște acest lucru și pe autenticitate, pe adevăr, putem construi mai departe. Așa că, dragii mei, cum trebuie să guverneze dreapta față de stânga radical diferit? Dacă între politica lui Ponta față de Plahotniuc și politica lui Cioloș față de Plahotniuc nu e nicio diferență, la revedere. Nici unul, nici altul nu ne interesează. Dacă Barna vrea să avem o politică externă care seamănă cu politica lui Macron de ostilitate la adresa Americii și prietenie la adresa Chinei, la revedere, nu ne interesează politica externă usăristă. Dacă mâine avem experimente de inginerie socială în România, pentru că așa vrea Barna, care n-a crescut un copil singur, dar știe ce înseamnă, vezi doamne, alăptarea de către mascul, de către bărbați, a unor noi născuți, dacă acest lucru se va întâmpla, nu ne trebuie, nu ne interesează, înțelegeți? Dacă, în schimb, viziunea dreptei diferă de stânga în tot ce am spus acum ca fiind vital pentru viitorul României, atunci merită cu adevărat să avem o schimbare de guvern. Așa că, dragilor, susțin moțiunea de cenzură, îmi doresc să plece PSD-ul, îmi doresc să scăpăm de corupție și de incompetență, dar nu cumva vreau să văd o aceeași mărie cu altă pălărie. Da? Rețineți ce v-am spus, nu vrem aceeași mărie cu altă pălărie. Ne auzim peste câteva zile de aici, din Michigan, din Grand Rapids, unde mă aflu pentru câteva zile, unde, sigur, particip ca profesor invitat la o școală de vară. Doresc să vă transmit gândul meu cel bun. Nu știu dacă reușesc să pot citi și pentru dumneavoastră o listă fabuloasă de oameni generoși. Vreau să-i mulțumesc în mod special lui George Manolache, unul dintre cei mai solidari
suporteri ai proiectului nostru mediatic, Vocea Libertății, o platformă media pe care mulți, zeci de oameni, sute de oameni doresc să o susțină. Ne apropiem de 100 de susținători pe Patreon. Unii au venit, alții au plecat, dar ei cresc în fiecare lună. Avem peste 50 de susținători în luna iunie, de pildă, aproape 100 în ultimele 6 luni de zile. George Manolac este unul dintre ei, Simona Câmpean este o altă susținătoare, mulțumesc, Cristina Faibeș alături de noi, Cristian Bârle alături de noi, foarte multă lume a venit în luna iunie, de pildă, Mihai Boros alături de noi, Adrian Ioniță a oferit 100 de dolari pentru 10 luni de zile, Ioan Viorica Luca, 50 de dolari pentru 10 luni de zile, Mihai Boros, 500 de dolari pentru 10 luni de zile, bineînțeles avem o susținere de la George Manolache, la fel de generoasă, 100 de dolari în doar câteva luni de zile. Toți acești oameni înțeleg că trebuie să investești într-o platformă media independentă, dar sunt și oameni precum Emanuel Costescu, care oferă 2 dolari pe lună, valoarea unei cafele, Nicolae Gabriel Alexandru, 2 dolari pe lună, valoarea unei cafele, Andrei Juravlea, 2 dolari pe lună, valoarea unei cafele. Da, fiecare bănuț se duce la producătorii noștri de imagine, la producătorii noștri de conținut video. Avem videografi profesioniști care filmează cu 3 camere și cu scule care costă 1000 de euro. S-a întâmplat asta în lunile din urmă, ați avut o explozie de număr de vizualizări. Am ajuns la 5 milioane de minute vizualizate în ultimele 90 de zile. Așa cum știți, vreau să-i mulțumesc și lui Marius Cocan, Claudiu Basalic, Laie Ianoș, Paul Andrei Negrulescu, Alex Olteanu, Marius Nica, Eunicia Condrea, o doamnă extraordinară din Italia, Florin Croitoru, Gabriel Popa, Nicolae Jurescu, Alexandru Onufrei, Daniel Bic, Daniel Birău, Eduard, Robert Muscan, Dorin Dumitrașcu, Dan Ionescu, Ionuț Adrian Alzăroaie. Vreau să le mulțumesc celor care au fost alături de noi și lunile trecute. Dragoș Aron a fost unul dintre prietenii noștri prezent mereu la datorie. Haiaș Ioan Paul alături de noi. Mihaela Constantin alături de noi. Samuel Drăgănescu alături de noi. Alexandru Balmuș alături de noi. Și mulți, mulți alții. Nu cred că pot să epuizez aici lista. Dan Teodor alături de noi. Și sigur Eliza Cojocaru, Sergiu Mureșan și Marta Shorehands între cei care au venit mai în urmă, dar bineînțeles la început am avut sprijinul fabulos al lui Cosmin Sandulescu, doctor neurochirurg din Statele Unite, și sprijinul lui Cosmin Luca, tuturor celor care au înțeles importanța investiției în producția video pentru secolul 21. Vreau să le mulțumesc. Nu uitați că noi oferim aici nu o perspectivă senzaționalistă, ci o perspectivă de substanță, de aceea ne selectăm publicul, căutăm să mergem pe căile mai înguste, dar care sunt, sigur, săpate cu efort intelectual în primul rând, și de aceea probabil că există o diferență între jurnalismul pe care îl produc atâția oameni la comandă și care e superficial și lipsit de orice substanță intelectuală, și comentariul informat și asumat pe care noi îl livrăm aici atât cât ne pricepem, atât cât putem, în fiecare săptămână. Din Michigan, din Grand Rapids, vă transmit gândul meu cel bun, vă salut cordial, vă mulțumesc pentru implicare, nu uita că și tu poți să fii o voce a libertății, poți distribui acest produs video și pe YouTube și pe Facebook către prieteni, de asemenea nu uita să investești energie și timp în creșterea unor lideri rămași în țară, care continuă să ducă mai departe lupta pentru adevăr, lupta pentru libertate, lupta pentru sufletul Europei creștine. La revedere și nu uita, cum spunea cineva, fii tu liderul din viața ta. Succes, România! Oriunde te-ai afla!